Ok, bună dimineața, internet, și bine v-am găsit la un nou episod. Data asta cred că o să fie un Minecraft News. Dacă în ultima perioadă mă tot gândeam că cei de la Mojang nu prea au mai spus absolut nimic de următorul update. Adică am avut versiune nouă, după care un singur fucking snapshot și după aia liniște absolută. Ce naiba s-a întâmplat? Well, eu cel puțin am crezut că nu o să mai vedem nimic despre, nu o să mai auzim nimic despre un update pentru o perioadă destul de lungă de timp, cum se întâmplă de fiecare dată după ce vine un update mare. Dar boy, I was wrong. Ok, acum două zile a apărut pe Twitter minunatul ăsta GIF. Uitați-vă și voi. Deci, ok, pentru o eternitate comunitatea din jurul Minecraft-ului a vrut un fel de pasăre. A fost ceva ce n-am avut niciodată și totuși toți ne-am dorit. Cumva asta o să aducă, după părerea mea cel puțin, toată lumea Minecraft-ului mult mai aproape de realitate și o să aducă o să aducă la viață mult mai tare. De ce? Măi, în primul rând, prin faptul că o să fie mult mai multă culoare. Dacă vă uitați un pic, prin toate biomele pe care le avem, sunt un pic, știți cum, un pic color dependent. Adică în pădure ai foarte mult verde. Dacă mai vezi și o floricică ceva, eventual niște dirt, deja ești norocos. Adică mai un pic variază culoarea copacilor, alea. Cu toate că dacă ne uităm la o pădure gen dintr-un mod pack, care are engi de mii de tipuri de frunzi și sunt și copaci gen înfloriți și chestii, ai cu tot o altă treabă. Dar acum cu papagali o să fie prea bestial. O să aducă cumva Minecraft-ul mult mai aproape de ceea ce doream noi să fie dintotdeauna. Acum, ca mob, ne dăm seama că o să trebuiască să fie din una din cele trei state-uri pe care le avem: neutral, hostile sau friendly. Ci foarte interesant e că am găsit pe Twitter, printre comentariile la postul ăsta, faptul că sunt oameni care vor să facă papagalul hostile. Băi, nu știu, ar fi o idee destul de interesantă, trebuie să recunosc, adică încă avem, cum se cheamă, killer rabbit-ul, cu șansa aia de 1 la 1000 să-l întâlnești și să fie, am impresia că dă o grămadă de damage, cred că vreo 4 inimioare de, din la viață, adică cam cât un enderman fuse. Dar asta nu contează deocamdată. Ar fi o idee interesantă, dar cu toate astea, cred că papagalul ar fi mult mai șmecher ca pet, ca animal de companie, fiindcă cele mai multe comentarii vorbesc despre faptul că vor să îl țină pe umăr sau vor ca papagalii să repete lucruri, ceea ce ar fi foarte, foarte șmecher. După cum a spus și Rain Man, apropo, tot creditul pentru el, pentru că el mi-a atras atenția la despre update-ul ăsta și m-am dus pe Twitter să mai caut chestii, probabil o să fie foarte, foarte popular pe serveri români, pe serveri românești în sine, pentru că papagalul ăsta, nu mai știu cum se cheamă specia, dar papagalul ăla foarte, foarte mare, e roșu, galben și albastru, din culorile României. Nu știu, asta mi se pare cumva foarte cute. Ok, vreau să vă gândiți bine la o chestie. Dacă înainte Notch sau, mă rog, Jeb, în cazul ăsta pentru că și Jeb a intrat în development foarte repede, nu vreau să adauge, voiau, să adauge chestii la Minecraft, deoarece majoritatea playerilor de Minecraft, hai să fim serioși, joacă pe calculatoare semi-vechi, relativ simpliste, n-au un setup de gaming monstru Alienware. Dar dacă ne uităm un pic pe piață, pe piața componentelor de calculatoare în ultima vreme, ceea ce am văzut eu cel puțin, e faptul că AMD-ul și Intel-ul au amândouă, da, o veni și AMD-ul înapoi pe piață, jur, niște procesoare foarte, foarte puternice, la prețuri foarte, foarte mici. Ceea ce înseamnă că, cumva, developerii Minecraft-ului o să aibă oarecare libertate de a aduce chestii, nu neapărat, uite care-i treaba, când Notch încerca să bage ceva în Minecraft, încerca să facă o mecanică nouă, care să dea playerului cât mai multe posibilități de a construi chestii noi, de a îl pune să gândească până la Dumnezeu și înapoi, știi, ca să facă jocul interesant. Pe când acum avem atât de multe mecanici că aproape nu mai putem să ne jucăm cu ele, sunt prea multe și variază prea mult. Așa că, adică oricum, dacă nu ar mai fi update-uri, tot ar găsi lumea peste 2-3 ani o chestie pe care nu a găsit-o nimeni până acum. Cam atât de mare Minecraft-ul. Iar acum că resursele calculatoarelor încep să fie foarte ieftin de cumpărat și toată lumea le are, developerii au atât de multă libertate să facă atât de multe chestii și șmechere. Adică uitați-vă numai la modpack-uri. Și alea sunt făcute de amatori la naiba. Ok.
Update-ul o să cheme The World of Color și, vă rog, lăsați în comentarii ce v-a trecut prin cap când ați auzit numele ăsta, The World of Color. Deci, sunt atât de multe chestii, până acum avem snapshot-ul ăla în care s-au modificat un pic niște culori la wall, avem niște terracotta blocks, de acum o să avem și papagali. Uai, scrieți în comentarii ce idei mai aveți, cu ce am putea să facem un enhance la Minecraft în felul ăsta. Mulțumesc din nou că m-ați urmărit și astăzi. Asta o să fie cam tot. Dacă mai găsesc pe Twitter ceva interesant, promit să mai fac update-uri cât de repede pot. Mulțumesc din nou și ne vedem data viitoare. Bye!